Când păstorul nu e acasă, se simte. E ceva gol. Lucrurile nu curg așa normal ca atunci când e la casă. Așa că ne rugăm pentru el, așa-i? Să ne rugăm lui Dumnezeu să-l țină și să ne țină pe noi uniți în jurul lui și să ne țină, crească biserica împreună în harul lui. Mă bucur tare mult că l-am auzit la școala duminicală pe fratele Cornel Blioajă. Prima dată când îl aud vorbind și spun prima dată pentru că îl cunosc de copil, a crescut în biserica noastră de la Ploiești, deci e cunoștință veche. A venit bine pregătit și Domnul să-l folosească în continuare și pe el și să ridice mulți alții lucrători. Și acum să ne ridicăm să dăm citire cuvântului lui Dumnezeu. De data asta am să citesc de la începutul Bibliei și de la sfârșitul Bibliei. Vom citi Geneza, capitolul 3, de la versetul 1. După aceea vom citi Apocalipsa, capitolul 12, întregul capitol, și vom mai citi apoi câteva versete din capitolul 17. De la 11 la 14. Așadar, Geneza 3, Apocalipsa 12 și apoi Apocalipsa 17. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia răspunde șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se va deschide ochii, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și rău. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut la privit și că pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. Și-a dat și bărbatul ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii, la amândoi. Au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei, și omul și nevastă lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis: unde ești? El a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu zis femeii: ce ai făcut? Femeia a răspuns: șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale te vei să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Trecem acum la Apocalipsa,
la capitolul 12. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balau roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărățești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când se va naște. I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu, la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat cu ei, dar n-au putut birui și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el a fost aruncat și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat pe pământ. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața până la moarte. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o vreme și jumătate unei vremi departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă ca un râu după femeie ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii, pământul s-a deschis și a înghițit râul pe care l-aruncase balaurul din gură. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Capitolul 17, versetul 11. Și fiara care era și nu mai este, ea însăși este al optelea împărat, este din numărul celor 7 și merge la pierzare. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Amin. Să plecăm capul înaintea Domnului. Doamne, deschide-ne mintea ca să înțelegem Scripturile. Avem nevoie de lumina Duhului Tău Sfânt ca să pricepem vorbirea aceasta plină de atâtea taine. Descopere-ne, Doamne, adevărurile Tale pentru zidirea noastră, pentru întărirea noastră, pentru echiparea noastră, ca să devenim luptători
împreună cu mielul. Binecuvintează-ne, întărește-ne, umple-ne de tine, ca să știm că cel ce este în noi este mai tare decât cel ce e în lume. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Ocupăm loc. V-am citit special din Apocalipsa cele mai grele texte și cu ajutorul lui Dumnezeu sper că vor deveni foarte simple și de înțeles și veți vedea că nu sunt numai niște lucruri care să le cunoaștem așa de dragul de a cunoaște niște speculații, ci sunt niște adevăruri spirituale extrem de importante pentru noi și pentru viața noastră. În primul rând, în cartea Geneza, vedem cum a intrat răul în omenire. Prin șarpe, care a introdus în gândirea femeii ideea de a nu-L asculta pe Dumnezeu, ideea de a fi ea stăpână pe sine, de a-și urma propriile ei porniri, să nu mai asculte de Dumnezeu. Și a transmis asta și soțului ei. Ce vreau în dimineața aceasta este să ne uităm ce-i spune Dumnezeu șarpelui. Am citit din Geneza, din Apocalipsa 12, versetul 9, care ne dă identitatea șarpelui. Și citesc din nou. Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume. Cine-i șarpele? Diavolul și satana, a cărui specialitate e să înșele. Așadar, el s-a strecurat cu șiretenie, cu viclenie și a pătruns în omenire. Acum uitați ce îi spune Dumnezeu șarpelui. După ce aruncă asupra lui un blestem, după ce îi spune așa: voi pune vrăjmășie între tine și femeie, între sămânța ei și tine, și sămânța femeii îți va zdrobi capul. Nimicirea ta va veni prin sămânța femeii. Hai să punem mai larg puțin. Tu, diavole, m-ai atacat pe mine. Tu ai pornit război împotriva mea, dar l-ai pornit în omenire. Ai atacat creația mea cea mai dragă, creația făcută după chipul și asemănarea mea. Acolo m-ai atacat. Acum ascultă. Acolo trebuie să fii biruit. Eu te voi birui acolo, prin omenire. Acum să înțelegem doi termeni aici. Primul termen e sămânța femeii. Sămânța femeii, nu intru în toate detaliile, cred că înțelegeți, se referă la nașterea
Fiului lui Dumnezeu din fecioară, sămânța femeii, femeia asupra căreia a coborât Duhul Sfânt și cel care s-a născut din ea a fost Fiul lui Dumnezeu, la aceasta se referă Dumnezeu. Sămânța femeii îți va zdrobi capul. Ioan ne spune în 1 Ioan capitolul 3, versetul 8, Fiul lui Dumnezeu se va arăta ca să nimicească lucrările celui rău. El pentru asta vine să contracareze, să repare ce a stricat cel rău. Sămânța femeii îți va zdrobi capul. E adevărat, tu îi vei mușca călcâiul și tu îi vei produce durere, dar nu esențială. El îți va zdrobi însă capul. Acum vreau să fiți tare atenți la Apocalips 12 cu 17. Balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei. În loc de rămășița aici, puneți restul. Așa e tradus și în limba engleză. Restul seminței ei. Sămânța femeii a venit să zdrobească capul șarpelui. Și l-a zdrobit la cruce. Și apoi Dumnezeu l-a ridicat sus. Dar acolo la cruce el a zdrobit capul șarpelui. I-a nimicit autoritatea, dreptul lui de a stăpâni. Dar diavolul a pornit atunci război împotriva restului seminței ei. Și ca să fie mai clar, aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos, adică credincioșii, creștinii. Să le punem la oaltă. Sămânța femeii Domnului Iisus, restul seminței ei suntem noi. Restul seminței ei. Ne ducem înapoi la Geneza 3:15. Sămânța femeii îți va zdrobi capul. Sămânța femeii nu-i numai Domnul Iisus. E și restul seminței femeii. Hai să înțelegem atunci din nou ce îi spune Dumnezeu diavolului. Tu ai pornit împotriva mea în omenire. Biruința mea împotriva ta trebuie să vină prin omenire. Prin sămânța femeii și prin restul seminței femeii. Asta e ceea ce spune Dumnezeu și asta e ce înțelegem din Apocalipsa, capitolul 12. Acum mergem așa încet, nu știu dacă asta e o predică atât de mult cât e un studiu biblic în care clădim așa treaptă cu treaptă tot ce ne spune Biblia. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările celui rău. El e sămânța femeii care a venit să zdrobească capul șarpelui. Lupta lui decisivă cu diavolul s-a dat în Ghețemani și pe Calvar. În Ghețemani l-a asaltat diavolul în modul cel mai cumplit. Cu sudor de sânge, cu strigătul acela de groază, Doamne,
cum să mă umple pe mine toată murdăria lumii? Că urmează să pui pe mine, să mă încarci cu toată murdăria lumii. Eu care nu cunosc păcat, eu care nu știu ce e aia murdărie, să fiu făcut păcat. E groaznic. Tată, n-ai altă cale? Nu se poate altfel? Asta e cumplit. Și totuși, nu cum vreau eu, vin o cruce. Și pe calvar nu l-au ținut cu ele, ci l-a ținut hotărârea lui de a asculta de tata până la capăt. În Coloseni, capitolul 2, versetul 14 și 15, ni se explică că acolo pe cruce el a țintuit actul la care ne era împotriva, adică lista păcatelor noastre. A nimicit actul de proprietate a diavolului asupra noastră și l-a făcut pe diavolul de rușine înaintea cosmosului întreg. El a crezut, o să termin acum cu Fiul lui Dumnezeu, când colo Fiul lui Dumnezeu i-a luat dreptul de a stăpâni peste omenire. Acolo, la calvar, Fiul lui Dumnezeu a obținut victoria fundamentală împotriva diavolului. Acum, fiți atenți la ce? În momentul în care a venit înapoi din moarte, biruitor asupra diavolului, biruitor asupra morții, se întâlnește din nou cu ucenicii lui. Pace vouă! Luați Duh Sfânt! Cum m-a trimis pe mine Tatăl? Ca pe un miel în mijlocul lupilor, ca pe un miel de jerfă, așa vă trimit eu, ca pe niște miei la lupi. Cu alte cuvinte, lupta nu s-a terminat. Eu doar am început războiul. Acum e rândul vostru. Acum mergeți voi la luptă. Ca să vedem partea asta, ne ducem acum la 1 Corinteni, la capitolul 15, unde Apostolul Pavel ne explică importanța învierii Domnului Iisus. 1 Corinteni 15 și apoi în versetul 24 spune, în urmă va veni sfârșitul, când Domnul Iisus va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire, orice putere, domnii, stăpâniri, puteri care sunt în locurile cerești, în jurul nostru, astea sunt forțele demonice. Căci, spune Pavel, el trebuie să împărățească până când va pune pe toți dușmanii săi sub picioarele sale. Lupta nu s-a încheiat. Războiul continuă. El a dat lovitura fundamentală și decisivă la calvar. Dar el trebuie să domnească până va pune pe toți dușmanii lui sub picioarele sale. Cum îi va pune sub picioarele sale? În Romani, capitolul 16, versetul 20, există un verset care puțin îl iau în seamă. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Domnul Iisus trebuie să domnească până va pune pe toți dușmanii lui sub picioarele sale.
Dar cine îl zdrobește sub picioarele lor? Noi. În curând Satana va fi zdrobit sub picioarele voastre și pentru asta vă trebuie harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin. Așadar, observați imaginea generală și acum mergem cu ea înapoi în cartea Apocalipsa. Acum a venit, versetul 10, capitolul 12, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și a Hristosului Lui. Acum, când diavolul i-a aruncat din cer, pentru că el nu mai are niciun drept acolo, Domnul Iisus a anulat păcatele noastre și el nu mai poate să ne pârască acum înaintea lui Dumnezeu, i-a fost anulată orice putere și a fost aruncat pe pământ. A venit împărăția, a venit mântuirea, dar lupta continuă. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea lui Dumnezeu, s-a aruncat jos. Pârâșul cui? A fraților noștri. Ei, cine? Frații noștri. Ei l-au biruit pe diavolul prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, fiindcă nu și-au iubit viața până la moarte. Haideți să înțelegem bine. Ei l-au biruit pe diavolul prin sângele mielului. Acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou. Domnul Iisus, când îmi dă sângele Lui, El se leagă pe sine de mine. Când îi dai sângele tău cuiva, îi dai viața ta, pentru că e viața în sânge. Acesta e sângele legământului celui nou, prin care eu mă dau ție și te leg pe tine de mine, prin care ne facem una, în așa fel încât eu sunt vița și tu ești mlădița. Biruința mea fundamentală împotriva diavolului e aici, în sângele mielului. E în acest fapt prin care eu am fost scos de sub autoritatea diavolului, am fost scos de sub puterea lui. Și Fiul lui Dumnezeu mi s-a dat pe sine, mi-a dat viața Lui și a intrat în acest legământ cu mine, s-a legat organic pe sine de mine și pe mine de sine. Biruința noastră asupra diavolului stă în acest sânge, în această viață a Domnului Iisus, în această unire organică, reală, obiectivă, concretă a Domnului Iisus cu mine și cu tine. Dar nu-i numai atât. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, pentru că nu și-au iubit viața până la moarte. În contextul de aici e vorba de martiri. Pe vremea aceea erai chemat la autorități și erai întrebat: e adevărat, am auzit, primit o reclamație că ai fi creștin, dar noi nu credem asta. Ca să dovedești că nu ești, uite, iei un pahar de vin, torni pe la statuia împăratului și spui: Cezar este Domnul. Sau iei tămâie și presar pe flacăra de pe altarul împăratului și zici: Cezar e Domnul, și te duci acasă. Domnule, nu Cezar e Domnul,
Iisus Hristos este Domnul. Aceasta e mărturia lui Hristos, mărturisirea lui Hristos ca Domn, cu prețul vieții. Pentru că imediat erai luat, erai dat pe mâna torționarilor, erai torturat toată ziua ca să te oblige să te lepezi. Dacă rezistai la tortura aceea, atunci erai aruncat în închisoare pentru 10 zile până la 2 săptămâni ca să vindece rănile superficiale de la tortură, cele deasupra, și apoi erai trimis la arenă să fie ars pe rug sau dat la fiare sau răstignit. Aruncat în temniță pentru 10 zile, erai pus la închisoare în așteptarea martirajului. Aia era închisoarea de 10 zile. De aceea adaugă, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Ori de câte ori un martir mergea în arenă, el știa, mă duc să dau o altă lovitură de moarte diavolului. Asta era credința martirilor din primele secole. Așa cum l-a biruit Domnul Iisus pe cruce, așa îl biruim noi în arenă. Cuvântul mărturisirii noastre și faptul că nu ne iubim viața până la moarte e biruința noastră asupra diavolului. Acum înțelegem altfel ce spune Domnul Iisus în Apocalipsa 3 cu 21. Celui ce va birui, așa cum am biruit eu, prin jertfă, prin cruce, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, așa cum tata mi-a dat mie să șed cu el pe scaunul lui de domnie. Martirii sunt cei chemați să domnească cu Domnul Iisus, pentru că ei sunt biruitorii fiarei, și expresia e tot de aici, din Apocalips, capitolul 15. M-am uitat pe marea de sticlă la versetul 2. Cu alăultele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei. Biruitorii fiarei sunt aceia care nu și-au iubit viața până la moarte. Încă un singur text și apoi mergem la aplicare pentru noi. E în capitolul 17, unde toate forțele răului se adună, se coalizează să pornească război cu mielul. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el e Domnul domnilor și împăratul împăraților, pentru că el e domn și peste forțele întunericului. Și astea sunt sub autoritatea lui. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Biruința e a mielului și a mieilor. Și biruința e prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, pentru că nu și-au cruțat viața. Și asta merge așa până la sfârșit. Dumnezeu i-a spus șarpelui, ai pornit un război împotriva mea și l-ai pornit în omenire. Eu acolo trebuie să te biruiesc. Acolo aleg să te biruiesc. Și te voi birui prin sămânța femeii și prin restul seminței femeii. În omenire, prin omenire, te voi birui.
Aceasta este ceea ce i-a spus Dumnezeu șarpelui în Geneza și aceasta e ceea ce vedem explicat apoi în Evanghelie, în Epistole și mai ales în Apocalipsa. Ce ne privesc toate astea pe noi? Oare ne privesc? În primul rând, noi, în momentul în care ne-am predat Domnului Iisus, când El ne-a dat viața Lui, El ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția Fiului Dragostei Sale. Dumnezeu ne-a transferat dintr-o împărăție în alta. Prin asta, noi am declarat război diavolului. Diavolul caută, răgnind ca un leu, pe cine să înghită. El nu-i mulțumit că te-a scăpat din mână. El ar vrea să te aducă înapoi. Te-ai ridicat împotriva unui dușman feroce și fără scrupule, viclean, înșelător și mai ales rău. Și Apostolul Pavel ne atrage atenția în Efeseni 6 cu 10 încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți să vă împotriviți în ziua aceea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Suntem într-un război cu diavolul. Într-un război în care Dumnezeu așteaptă ca noi să biruim biruința Lui. Biruința lui Dumnezeu împotriva diavolului o dăm noi, o dă Dumnezeu prin noi. Deci trebuie să vedem că aici nu e numai faptul că noi, niște indivizi, ne-am desprins de diavolul și acum vieții de noi stăm împotriva diavolului. E mult mai larg. Dumnezeu a gândit tot în felul acesta. Diavole, eu te înfrâng prin oameni. Vei fi zdrobit sub picioarele lor. Înarmați-vă, deci, cu toată armătura. Și primul lucru care îl spune Pavel este: aveți mijlocul încins cu adevărul. Diavolul e minciuna. Diavolul e inițiatorul minciunii. Diavolul e înșelătorul. Iată de ce prima armă împotriva diavolului e adevărul. În pilda semănătorului, Domnul Iisus ne spune că El, Fiul omului, aruncă sămânța. Dar vine cel rău și caută să fure sămânța despre împărăția lui Dumnezeu, cuvântul despre împărăția lui Dumnezeu. E o luptă pentru mințile noastre. Și Pavel spune în 2 Corinteni 11 cu 3, mă tem ca nu cumva diavolul să vă înșele și pe voi cum a înșelat-o pe Eva cu șiretlicul lui. Frate și soră,
E o luptă pentru mintea ta. Și lupta pentru mintea ta e lupta între adevăr și minciună. Vai de tine dacă mintea ta nu-i plină de adevăr. Înarmați-vă cu adevărul. Petru spune, înarmați-vă cu felul de gândire a Domnului Iisus. Păi frate, dacă tu nu mustești de Evanghelii, dacă nu le-ai pus în mintea ta, dacă nu n-ai pus tot Noul Testament în mintea ta, să fie așa, să se explodezi de cuvânt. De ce te miri că tu ești așa de ușoară pradă a celui rău? Așa de ușor te duce cu ideile lui? Pentru că tu nu te-ai echipat cu adevărul. Înarmați-vă cu felul acesta de gândire. Echipați-vă cu adevărul. Datorită faptului că venim în adunare și am zis odată, da, mă predau Domnului și te-ai botezat, dar după aceea nu mai ai timp de cuvântul lui Dumnezeu. Ești cea mai ușoară pradă a celui rău. Pentru că tu n-ai mers mai departe să-ți umpli ființa de adevărul lui Dumnezeu. Echipați-vă! Suntem într-un război. Adevărul, neprihănirea, adică viața curată. Fii atent! Diavolul vrea mereu să te murdărească. Și în momentul în care te murdărește, i-ai dat un cap de pod. Nu știți că dacă vă dați lui să-l ascultați, deveniți din nou robii lui? I-ați dat iarăși un cap de pod în ființa voastră? Înarmează-te cu viața curată. Fii pasionat împotriva păcatului și pasionat pentru sfințenie. Și în al treilea rând, și ne vom opri aici, luați încălțămintea care se numește râvna Evangheliei păcii. Esența Evangheliei este, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Înarmează-te cu iubirea lui Dumnezeu. Diavolul e ură și diavolul e răutate. Evanghelie înseamnă iubirea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Domnul Iisus, Pavel merge mai departe și spune că Domnul Iisus pe cruce a înlăturat vrăjmășia. Diavolul vrea vrăjmășie. Ură, răutate, sfâșiere, asta e vrăjmășie. Și Dumnezeu zice, eu nu răspund cu aceeași monedă. Eu viu sub formă de miel și lasă că tu să vergi toată răutatea ta pe mine și eu absorb răutatea ta în mine și o topesc în mine murind. Evanghelia iubirii, a bunătății și a jertfei de sine. Cu asta se luptă Dumnezeu și zice, în războiul acesta și tu trebuie să te lupți cu astea. Înarmează-te și tu cu iubirea, cu bunătatea și cu jertfa de sine. Mai aveam mai multe de spus, dar un lucru practic de încheiere. Biruința cea mai mare o poartă Dumnezeu prin martirii lui. În secolul trecut, noi am dat martirii sub comunism.
În secolul acesta, Dumnezeu va câștiga lumea musulmană prin martirii lui. El continuă și nu se va lăsa până nu va instala dreptatea pe pământ. Până nu va pune pe toți dușmanii sub picioarele sale, cu aceeași metodă, cu armata mieilor. Și vei zice, da frate, eu nu sunt acolo în lumea musulmană. Nu ești. Dar lupta se dă și în Portland, Oregon. Oricare dintre noi care vorbim cu cineva care e sub diavolul și îl aduci la Dumnezeu, tu i-ai dat o lovitură de moarte diavolului în omul acela. Tu ai extins împărăția lui Dumnezeu în omul acela. Așadar, fiecare dintre noi poate să lupte împotriva diavolului în locul în care e pus. Și după aceea, fiecare dintre noi ne putem ruga pentru aceia care se duc acolo. Și fiecare dintre noi putem lua și spune, frate, ca să te poți duce, trebuie să ai și dolarul ăsta meu. Du-te și ești reprezentantul meu acolo. Prin rugăciunea mea și prin dolarul meu, tu devii ambasadorul meu acolo. Suntem într-un război pe viață și pe moarte cu diavolul. Luptăm împotriva lui în primul rând înarmându-ne cu adevărul. Du-te, frate și soră, și începe și mănâncă Noul Testament. Mănâncă-l, bea-l, soarbe-l, rumegă-l, până când toată ființa ta e biblicizată. Apoi, neprihănire, viață curată, să nu-i mai dai tu nici un loc diavolului în viața ta. Și apoi, Evanghelia păcii, sabia Duhului care e cuvântul lui Dumnezeu, cu care tu cucerești pe cineva de sub diavolul la Dumnezeu. Și te uiți la toată lumea asta și zici, noi suntem toți un singur front, o singură armată a mielului, care încă domnește până pune pe toți dușmanii lui sub picioarele sale și în curând el îl zdrobește pe Satana sub picioarele noastre. Mielui va birui și cei ce sunt cu el vor birui. Haideți să ne ridicăm în picioare. Ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și a mielului. Și rugăciunea finală, sau cel puțin începutul ei, o voi citi în aceste cuvinte. Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam, și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ. Vrednic ești, Doamne, să te laude buzele noastre, inima noastră, mintea noastră. Mulțumim că ni te-ai dăruit nouă și în felul acesta ne-ai scos de sub autoritatea celui rău. Mulțumim că ne-ai adus adevărul tău și ne-ai scăpat de minciuna diavolului. Curăță-ne, Doamne, de orice păcat care îi dă dreptul diavolului asupra noastră. Umple-ne, Doamne, de iubirea Ta, de bunătatea Ta, ca să putem și noi birui prin iubire, prin bunătate și prin jertfă de sine. Dă-ne în mână sabia Duhului,
cuvântul lui Dumnezeu pe care să-l vestim fiecare dintre noi în locul în care ne-ai plasat, ca să fim în locul acela ambasadorii tăi, soldații tăi, luptătorii tăi. Și dacă ne vei chema într-un fel sau altul din nou, să plătim și cu viața, dă-ne, Doamne, harul de a fi între cei mai aleși ai Tăi, aceia care au cucerit așa cum a cucerit Domnul Iisus. Mulțumim că ne-ai chemat la o luptă așa de mare. Umple-ne de Tine, pentru că știm că Cel ce e în noi e mai tare decât Cel ce e în lume. Și biruința în noi și prin noi e biruința Ta. Și de aceea Ție îți vom da totdeauna slava, cinstea și lauda, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Slăvit să fie Domnul! Adunarea e liberă până după masă la orele 18.